Salutare dragi balaurului, încă o zi, încă o poveste, încă un grătar cu laurul balaurul 77. Nu uitați, like and subscribe. Da, ne apucăm de grătărel. Cu pastramă și copanel. O să fie un deliciu. Ce spun eu deliciu? Chiar supliciu. Da. Lângă aceste minunății mai adăugăm și niște mici aproape vii. Cu grătarul tropa tropa să intrăm în Europa. Și uite așa ne trece viața cu grătarul până dimineața. Ce să facem și noi? Stăm ușor lângă grătar ne încălzim așa hoinar. La final, Nina Balaurina taie.